Am făcut 5 milioane de vizualizări, suntem 80.000 de abonați pe canal, am făcut 14 ani și n-am mai postat de 2 săptămâni, vedeți ce se întâmplă când plec eu de aici, mă. O razna, grav de tot. Da, și pe această ocazie vă mulțumesc pentru că sunteți 80.000 alături de mine și pentru că m-ați adus aici la 14 ani. Bine, nu voi, maică mea când m-a născut, dar da, încă n-am buletin și n-am fost să-mi fac poză, cred că momentan trăiesc în ilegalitate, practic. Bun, subiectul clipului, vlogului de astăzi, mulți m-ați întrebat cum este să fii vlogger și cum este să duci o astfel de viață. Ok, sunt narcisist. Așa că astăzi vă voi prezenta cum credeți voi că este să fii vlogger și cum este de fapt. Mulțumiți? Cum este să fii vlogger? Așteptări versus realitate. Cititul comentariilor. Așteptări. Chiar sunt curios ce comentarii am mai primit. Vai, îmi iubesc YouTube-ul și îmi iubesc fanii la nebunie. Realitate. Chiar sunt curios ce comentarii am mai primit. Banii din YouTube. Așteptări. Realitate. Când te cunoaște lumea pe stradă. Așteptări. Dă-mi un autograf, Doamne! Dă-mi un autograf, te rog! O să te plănesc! O, Doamne, Shelly, mi-a scăpat capacul, Doamne! Shelly! O, Doamne! Bă, tu ești! Realitate. Alo, bă, bă, îl văzui pe Shelly, ești nebun! Vino repede aceea! Hai! Succesul peste noapte. Așteptări. Mamă, n-am decât o vizualizare. Și ai de la mine. Sunt sigur că voi avea succes peste noapte. Hai să vedem dacă am ajuns faimos. Ai de... Realitate. Mamă, n-am decât o vizualizare. Și ai de la mine. Sunt sigur că voi avea succes peste noapte. Hai să vedem dacă am ajuns faimos. 2 view-uri și un dislike. Idei de scenarii. Așteptări. Bun, voi scrie atât de multe scenarii. Bun. Realitate. Bun, voi scrie atât de multe scenarii. Mă rog, nu e chiar așa, ba da. Oricum, ce-am mai marcat de când fac eu vlog e că este destul de ciudat să vorbești diferit pe YouTube decât în viața reală. Sau stai, voi credeți că eu vorbesc la fel în viața reală ca pe YouTube? Adică gândiți-vă măcar cum ar fi să fie așa. Eu sunt capitanul Purci, am o de un metru și o să vă cam pe toți. Știi, și proful de istorie atât de nașpa, adică mi-a dat un 3 pe nimic, adică frate, am luat 8 în lucrare și am ascultat de vreo 4 ori și am răspuns la fiecare întrebare și totuși mi-a pus o notă. Am luat 10 în teză, da. Da, în teză am luat 10, da. Bă, frate, ce dracu, chiar credeam că o să discutăm despre ceva subiect interesat asta, dar văd că tu o ții cu istoria aia în capul tău, ce am aș pe istoria ta să mă pui, frate, istorie, sare, istorie, apoi istorie, dimineața, ce mai istorie, adică bă, gândește-ți logic puțin. Dacă nu mai nota aia de la istorie o ai în cap, adică bă, în orice caz YouTube-ul nu este o mină de aur dacă la asta vă gândiți. Deși ar fi mai bine să vă gândiți că așa este ca să vă apucați, dar după aia veți fi dezamăgiți, da. Dar mă rog, tristul și crudul adevăr este că dacă vreți să trăiți din asta, trebuie să fiți foarte sus cu canalul de YouTube. Mai nu o să trăiți din asta niciodată. Deci bani din YouTube în România e
ca să clarificăm. Da, să nu uităm de promovarea săptămânii. Astăzi promovezi un YouTuber din Hunedoara. Are un canal șmecher, face vloguri și diferite parodii. Are și o serie mișto cu distracție prin oraș. Bă, eu vă recomand cărdură să vă abonați. Da, doar ce vă rog este aproape fumat, vă vreau să dați un pumn la noi de like, să dați un share pe Facebook, că chiar mă ajută foarte, foarte mult. Dacă încă n-ați făcut să vă abonați, eu m-am dus. Pa!